Dau citire ordinei de zi. În conformitate cu dispozițiile articolului 39 aliniatul 1 și 2 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunteți invitați să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bărsănești din data de 31 ianuarie 2017, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bărsănești, în sala de consiliu. Proiectul ordinei de zi este următorul. 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale Bărsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018. Pe baza avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, inițiator domnul primar Bădejdea Tugeru. Proiect de hotărâre pentru aprobarea primirii în municipiul Ionești în calitate de membru al la ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia, inițiator domnul Bădejdea Tugeru, primar comun. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii valabilității documentației în vigoare referitoare la actualul plan de urbanism general al Comunei Bărsănești de Bacău, inițiator domnul Bădejdea Tugeru, primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării planului de analiză și acoperirea riscului riscurilor la nivelul unității administrativ-teritoriale Bărsănești de Bacău, inițiator domnul Bădejdea Tugeru, primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scăderii tarifului la serviciu public de canalizare pentru întreaga arie de operare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, corespunzător reducerei cotei de TVA de la 20% la 19%, inițiator domnul Bădejdea Tugeru, primarul comunei. 6. Raport din punctul de vedere legal îndemniat al primarului Comunei Bărsănești de Bacău, domnul inginer Bădejdea Tugeru, referitor la inițiativa domnului consilier Miron Coster, președintele Comisiei Juridice Constituite la nivelul Consiliului Local Bărsănești, respectiv proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din Unitatea Administrativ-Teritorială Bărsănești, în conformitate cu dispozițiile legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă domnul Bădejdea Tugeru, primarul comunei. Și punctul 7, proiect de hotărâre pentru aprobarea variantei actualizate a actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Inițiator, domnul Bădejdea Tugeru, primarul comunei. Mai sunt. Punctul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, conform devizului general actualizat cu noua cotă de TVA de 19%, pentru lucrările restul de executat în vederea finanțării obiectivului de investiții, modernizare în drumuri locale și drum comunal 158 în Comuna Bărsănești de Bacău, inițiator domnul Bădejdea Tugeru, primarul Comunei Bărsănești. Doamna președinte, numai puțin am eu o observație de făcut. Înainte de a aproba acest proiect de ordine de zi, la punctul 6 trebuie făcută o precizare. Am văzut pe aici în raport privind punctul de vedere legal întemeiat al primarului privind proiectul inițiat de către mine. Păi dacă proiectul de hotărâre nu este la cunoștința consilierilor, cum pot să-și dea seama să voteze sau să propună dezbateri pe marginea acestui proiect? Dacă proiectul nu ajunge la cunoștința consilierilor. Cum proceda? Proiectul l-a văzut cineva? Exceptând conducerea primăriei. Din consilier ați văzut proiectul? Da, proiectul l-am văzut eu. Nu, doamna secretară, nu aveți voi să vă avizez de legalitate. Asta este altceva. Eu am întrebat, consilierii au văzut proiectul ca să dezbatem acest raport? Păi hai să-l aducem, să-l vadă. Îl am și eu, pot să-l prezint și eu început. E foarte bine. Deci așa că nu va primi aviz de legalitate din partea secretarului de comună. Am înțeles. Asta urmează. Da, nu din altă. Păi și atunci cum putem dezbate acest raport?
Păi ca să poată fi desfărțe, trebuie să aibă aviz de legalitate. Deci nu avem ce aprobați, din punctul meu de vedere, la un raport. Corect. Și probabil la ședința dumneavoastră pe comisie, ați prezentat raportul, iar domnul primar va aduce la cunoștință răspunsul. Deci nu este de aprobat. Din punctul meu de vedere, eu consider că e bine de prezentat. Nu știu. Da, dar având în vedere acest raport, era bine să se aducă la cunoștință și proiectul. Ce dezbatem? Ce este opinia domnului primar? Este opinia domnului primar ca raport. Deci, la proiectul în sine, cine l-a văzut? După ce domnul primar l-a citit și ne-am consultat, am ajuns la concluzia că acel proiect, apărând o ordonanță care niciodată o hotărâre de Consiliul Local nu poate schimba o lege a statului, Aduc argumente pentru noi ajungem la concluzia că acel proiect nu. Păi și atunci ce dezbatem, domnul viceprimar? Ce dezbatem? Deci, prezentați dumneavoastră ca să avem și noi cunoștință ceilalți consilieri din celelalte comisii, am făcut adresă către domnul primar să introducă și acest proiect pe ordinea de zi. Nu cunosc motivele de ce nu a fost introdus. Pentru că mai asta vrea să ne spună, bătesc acum. Păi da, dar nu putem intra în discuții, stimați colegi, dacă n-ați văzut proiectul de hotărâre. Cum putem intra în discuții dacă nu știți ce scrie în el? Păi atunci haideți să așteptăm să vedem cine spune domnul primar. Zic, supunem la vot, să vedem dacă. Aici este problema. Deci înainte de asta, aș propune să suplimentezi ordinea de zi ca să pot prezenta și eu acest proiect. Păi aici supunem la vot. Care este acolo introducerea proiectului în ordinea de zi. Dar ce conține proiectul respectiv? Păi să știm dacă îl aprobăm sau nu. Păi domnul Miro, atâta timp că nu cunoați. Păi deodată ce s-a dat o ordonanță, dar trebuie respectată. De ce trebuie să mai facem un proiect noi de deci, din punct de vedere legal, nu putem dezbate acest proiect, acest raport, că este un raport, este un opinie. Da, exact. Care nu poate fi supus votului, nu se votează raport. Exact. Așa. Și atunci nu, noi nu putem să dezbatem dacă nu avem proiectul să știm pe ce dezbatem. Dar nu ați înțeles. De unde proiect? Răspuns la raport. Dar nu trebuie să-mi dea răspuns prin ordinea de zi. Poate să-mi dea răspuns oral în Consiliu. Nu trebuie să-mi dea pe ordinea de zi răspuns. Tocmai de asta am pus-o înaintea ordinii de zi. Va spune raportul și deci, propun, dacă vreți să... Deci propun Consiliul Local ca să se suplimenteze proiectul ordinei de zi cu încă un punct intitulat, stați că vă spuneam acum. Deci eu propun. Dumneavoastră veți vota în consecință. Deci propun pe ordinea de zi încă un punct intitulat proiect de hotărâri privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din UAT Bârsănești în conformitate cu dispoziții legii 448/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și raportul motivat în susținerea proiectului de hotărâri. Dacă vreți să mai citiți o dată, doamna Sfântul, mai pot citi o dată. Deci, încă o dată. Da. Propun a se suplimenta ordinea de zi cu încă un punct, punctul 9, cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din UAT Bârsănești în conformitate cu dispoziții legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și raportul motivat în susținerea proiectului de hotărâre. Păi, dar dacă s-a dat o lege, s-a dat o ordonanță, nu trebuie respectată, de ce mai trebuie proiectul de hotărâre locală? Dar noi deja intrăm să dezbatem, deci dumneavoastră nici nu mi-ați permis măcar să citesc raportul și proiectul. Păi, dar am înțeles ce înseamnă, pe ce vreți să mergeți dumneavoastră. Da. Păi, dacă s-a dat o ordonanță, o lege, de ce mai trebuie? Eu vă lăsați să vă de raportul. Deci, înainte de a se vota propunerea dumneavoastră, doamne, propun să prezinte domnul primar pentru 6-a ordine de zi la răspundere. Nu, dar înainte de asta trebuie. Am cerut suplimentarea ordinei de zi. Dacă se votează, dacă propunerea mea se votează, se menține, se suplimentează ordinea. Dacă nu, nu. Se votează consiliere. Supuneți la vot această propunere a mea de suplimentare. Dacă acceptați... Nu, 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 nu,
suplimentarea ordinii de zi. Supunerea la vot în direcția introducerii la punctul 9 a proiectului inițiat de dânsul. Eu am uitat ce mai spun restul. Deci eu propun să respectăm ordinea de zi, să prezinte domnul primar, pentru că au avut o lege între timp. Și nu mai este nevoie de acel proiect. Asta mă întreb și eu. Odată ce au apărut o lege, de ce mai trebuie să trecem peste lege? Deci, automat, vom înțelege că nu e necesar acest punct. Ne certăm degeaba, așa, Iulie. Da, notați propunerea. Supuneți la vot, dacă suplimentează. Oricum, eu am să dau citire și o să vă explic că acea ordonanță nu privește funcție de rezultatul votului. Dați-mi voi, doamna secretară, nu mai interveniți. Vreau să nu aveți voi să luați cuvântul în Consiliul Local. Doar pe lege. Nu aveți dreptul să luați cuvântul. Pe lege și pe procedură. Da? Deci, numai puțin, vă rog, nu mă mai întrebuiesc, da? Acea ordonanță privește finanțarea, nu angajarea personalului pentru persoane cu dizabilități. Și vă pot citi ordonanța. Că le am la mine pe toate și vi le citesc literalmente cum scrie în ordonanță. Vorbeam cu colega, m-a întrebat ceva și îmi răspund. Da, privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, nu? Asta este. Cine este pe? Numărați, vă rog. Doamna secretară, numărați, că e sarcina de noastră. 2, 4, 5, 6, 7, a trecut. Păi de ce nu veniți eu la două? Dacă vă chemați, bine. Da, nu vă chem. Așa, stilul scurs. Deci, în bună tradiția a oficiului lui domnul Miron Costel, stilul scurs. Că lui asta îi place. Cu da. Bun, doar să-i place. Să punem în vârf și propunerea ta, nu mai este. Nu, tică, da. Automat, tică, după... Ordinea de zi. Ordinea de zi a trecut, a intrat și punctul 9. Da, a intrat punctul 9, a fost supunerea ordinea de zi. 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 Se spune la vot ordinea de zi cu cele 9 puncte. O proiect și un raport. Cine este pentru? Abținere împotrivă? O abținere. Dacă vreți dumneavoastră să-mi dați numele exact a proiectului, domnul. Deci eu pot să vă dau, dar mi-l înapoiat să-l citesc, să-l citesc. Vă prezint proiectul. Este aici, da? Este aici, da, în short frame. Hai să rezolvăm problema domnilor. Domnul George. Da. Domnul George. Domnul consilier, eu am să vă aduc la cunoștință un lucru pe care cred că este bine așezat și un lucru pentru acești oameni de la Grădosul care sunt o 36 de inși cu mine, 37 cât și eu am nevoie. Am să fac o statistică, podul care este la Rudubenia, care a fost atraversat la Caracul, stă de vreo 5-20 de ani, stă acolo, ruginește, și noi ne chinuim să ne urcăm cu un pod mic care e tare de tot metru și jumătate. Lângă mintea mea este în felul următor. La fiecare an nou și sărbătorii de an, de când se cea agricultorul este în Vârsănești, întotdeauna mi-am dus și mi-am gândit el. Acest secear agricultor are 100 și ceva de hectare pe terenul pe Bobeică, care el se duce sărac cu mașinile lui pe la Rudubenia, pe la Onești, care se poate veni după pe la Rudubenia și supăra la el acolo. Dacă sunteți de acord, să ducem acel pod, să-l ducem să montăm acolo. Oamenii de la Dodosu și eu, obligat. Cum se numește punctul, domnul Stanciu, ca să notez exact? Cum îi spune acolo? La Piștea, Jaravă. Oamenii de la Dodosu și dea în greu și să facă rostul de traversă pentru acel lucrat. Care mă oblig și eu să-i ajut să taie o acolo și numai primăria să ne dea un pic de ajutor cu utilajul care are. Cam asta. Dacă sunteți de acord. Dacă sunteți de acord.
Poftim? Aia se lucrurile. Aia se lucrurile. Și oamenii s-au prezentat. Am înțeles. Acum mă zic că la pot, dacă consilierii sunt de acord, să-l ducem. Unii să-l pună. Să-l punem la Glodosul, la Piștea, în panta aia acolo. Și așa. Doamne, dacă unul care duce la Caracol, legătura între Caracol și Glodosul. Da. Mai și noi o problemă aici, dacă se poate. Trebuie spus la vot? Da, da. Spune la vot. Cine este pentru? A, cine împotrivă? Da. Deci vrea să mai... Domnul vrea să spună ceva, am înțeles. Vă mulțumesc pentru tot GIA, pentru domnul primar, domnul vice, doamna secretară, domn consilier, la toți vă mulțumim, pentru înțelegere și pentru toate cele, dar vă rog în continuare să puteți să ne ajutați ca să facem aceeași. Da. În momentul în care timpul ne va primi, ne apucăm de treabă. Nu vrem mâine. Da, am înțeles. Dar până în primăvară, dacă domnul vice, dumneavoastră ați fost de acord cu noi, toată problema care ne-am discutat, e foarte frumos să avem înțelegere din partea tuturor a Consiliului Primăriei Comunei Bârsănești, facem și noi treaba aia. Da, s-a urmat, dar urmă cu pătrânul de chef, când te-a dat asigurarea că transportul îl face de însu. Domnul Georgescu și-l a publicat din șolat, i-a lăsat să facă timp de voi, ne ajută. Și mai sunt băieți care ne poate ajuta, dintre noi care au venit aici. Și dacă dumneavoastră sunteți de acord cu noi, cu doleanța noastră, cu doleanța noastră. Dacă nu, ne spuneți, nu sunt nicio problemă. S-a votat. Mulțumim, mulțumim pentru înțelegere. Mulțumim. Noi vă, dacă nu vă mai deranjăm, discutați dumneavoastră problemele noastre. Mulțumim, să rămânăm încă o dată. Trecem la primul punct al ordinii. Eu citeam la acolo. Proiect. Dau cuvântul domnului primar Botezatul Gelu să prezinte primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018, în baza avizului conform al ISJ Bacău. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având, văzând adresa numărul 115 din 18.01.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, înregistrată la OAT Bârsănești, județul Bacău, sub numărul 117 din 19.01.2017, prin care ni se transmite avizul conform pentru o propunere de organizare a rețelei școlare de pe braza Comunei Bârsănești, așa cum a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 66 din 20.12.2016. În conformitate cu prevederile Legii Administrației Naționale numărul 1 din 2011, în temeiul adresei numărul 1127 din 13.12.2016 și a școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, înregistrată la OAT Bârsănești, sunt numărul 7617 din 13.12.2016, prin care conducerea școlii ne-a înaintat propunere de organizare a rețelei școlare de pe raza Comunei Bârsănești. În temeiul raportului argumentativ numărul 7618 din 17.12.2016, întocmit de domnul Botezatul Gelu, primar, și doamna Valentina Aurelia, secretarul Comunei, precum și a rapoartelor de avizare favorabile al Comisiilor de Specialitate al Consiliului Local, în temeiul dispoziției articolul 36, alineatul 1, 2, litera D, alineatul 6, litera A, punctul 1, precum și are articolul 45 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere conținutul metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, în temeiul dispoziției articolul 36, alineatul 1 cu 2, litera D, alineatul 6, litera A, punctul 1, precum și ale articolul 45 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre, în baza avizului conform al ISJ Bacău. Articolul 2.
Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Luatei Bârsănești prin aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, domnul Botezat Ugelu, în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, județul Bacău. Articolul 2. Articolul 3. Prezenta se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Consiliul de Administrație al Școlii Generale numărul 1 Bârsănești, județul Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, precum și instituției prefectului județului Bacău, prin grija secretarului Comunei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea primirii municipiului Onești, județul Bacău, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificare actului constitutiv și a statutului acestuia. Vreți să vă citesc tot? Nu. Dacă sunteți de acord. Se spune la discuții sunt? Se spune la vot. Cine este pentru? Abține împotrivă? Se trece la punctul 3. Dau cuvântul domnului viceprimar Gabriel. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul Comunei Bârsănești, înregistrată sub numărul 95/11/2017, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 13/9/2007, prin care s-a aprobat planul urbanistic general, raportul Compartimentului Tehnic Urbanism Amenajare Teritoriului înregistrat sub numărul 44/5/2017, precum și rapoartele de avizare favorabile întocmite de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Bârsănești. Articolul 46 aliniat 1 de 3 al legii numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 36 aliniat 2 litera C, aliniatul 5 litera C din legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 45 aliniatul 1 articolul 115 aliniatul 1 litera B din legea numărul 215/2001, legea privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune: se aprobă prelungirea valabilității planului urbanistic general al Comunei Bârsănești, județul Bacău, pe o perioadă de maxim 5 ani, dar nu mai târzie de 9/3/2022. Primarul Atei Bârsănești, județul Bacău, va lua măsurile ce se impun pentru finalizarea noului plan urbanistic general al Comunei Bârsănești până la termenul prevăzut mai sus. Articolul 3. Prezența hotărârii se comunică instituției prefectului județului Bacău, Consiliul Județean al județului Bacău, primarul Comunei Bârsănești, compartimentul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului. Acum citesc raportul de specialitate. Sau vă spun direct expunerea de motive, sau dacă doriți, vă pot spune direct cuvintele mele. Da, vă citesc cuvintele de motive. Sau cu cuvintele mele. Direct. Da. Planul urbanistic general, prima aprobare a lui a fost în 2003. S-a lucrat la el până în 2007, când s-a aprobat. Legea spune că odată la 10 ani, el trebuie să reînnoit. Deci din 2007 până noi, normal, în 2014-2015 trebuia să-l facem. Nu, în 2016 trebuia să-l facem, neapărat. Din anumite motive nu s-a putut face. Acum am început demersurile să refacem planul urbanistic general. Dar pentru a putea obține toate avizele și face toate demersurile, ne trebuie o prelungire de către Consiliul Local, care o aprobă Consiliul Județean. Noi am pus 5 ani datorită faptului că un aviz de la drumurile naționale s-ar putea să dureze 3, 4, chiar 5 ani. Nu se știe cât. Dar de obicei, cam la 3, 4 ani se obține avizul drumurilor naționale. Celelalte avize de la drumul județean, de la EON, de la BAPE, e mai ușor. Cel mai mult durează avizul de la drumurile naționale. De asta, eu vă rog, dacă să aprobăm de 5 ani, ca în termen de 5 ani, începem de venit cu proiectul și ridicările topor și toate astea le facem anul ăsta.
problema va fi după ce cere avizele. Deci în momentul când începe să cere avizele. Cel mai lung aviz, v-am spus că este avizul de la Domnul Național. Și de aia vă zic că dacă vreți să-l prelungim pe 5 ani. Discuții? Cine este pentru? Să punem la voce. Cine este Nu, nu va fi nicio problemă la aprobat, pentru că e nevoie. Am observat la înălțimea construcțiilor, regimul de înălțimi, se stabilește funcție. Astfel, se prevede la regiune minim pe 1, numai pentru zona centrală și la DN11. Ce înseamnă asta? Toți care suntem la DN11 suntem obligați să ne facem vire? Că asta înseamnă aici. Până la, deci poți să faci partier. Astfel, se prevede la regim de înălțime, minim pe plus 1. Aici este modalitatea de amenajare urbanistică generală, cum trebuie să prevadă construcții la nivelul ăla. De exemplu, la satul Brătești, e doar pe și în zona centrală îi se pare pe plus 1. Da, este stabilite anumite zone, unde se, atât se aprobă construirea. Deci nu-ți dă voi să spun, dau ca exemplu. Să presupunem, în satul Caracol nu dăm voie să se construiască decât pe. Deci n-ai voie să faci case cu etaj. Cam asta vrea să... Dar asta nu hotărâm noi. Nu hotărâm noi, dar asta se explică. Zona unii permite construcțiile. Pe plus 1, pe și așa mai departe. Deci asta în zone, pe zone. Pe zone. Asta se explică acolo. Adică dumneavoastră puteți construi pe și încă un etaj. Parter și un etaj. Dacă vreți, la o renovare. Dacă nu, deci nu puteți construi etajul 2. Unele zone nu vă permite. Și e vorba de construcțiile care se vor construi de aici înainte. De la data aprobării 2008, mai departe. Da. Adică, discuterea de viitor. Corect. Este modalitatea de construire, de planul urbanistic general care se aplică la Comuna Bârsănești. Unității administrativ-teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pe anul 2017. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, numărul 17 din 01.02.2016, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscului la nivelul Unității administrativ-teritoriale Bârsănești, județul Bacău, pe anul 2016. Referiatul de specialitate, registrasul numărul 96 din 11.01.2017, întornit de doamna Camelia Paisa, inspectorul urbanist cu atribuții de delegare de șef al serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bârsănești, privind necesitatea aprobării planului de analiză și acoperire a riscurilor în teritoriul administrativ al Comunei Bârsănești, actualizat, elaborat de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență la începutul lunii ianuarie 2017, expunere de motive a primarului numărul 142 din 12.01.2017, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 1429 din 2004, privind principiile de organizare și funcționare și atribuții de serviciuri voluntare pentru situații de urgență ale legii numărul 307 pe 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul Ministrului Administrației și Internelor numărul 132 pe 2007, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor. În temeiul articolului 36, aliniatul 1 pe 2, litera D și aliniatul 6, litera A, punctul 8, precum și ale articolului 45, aliniatul 1, articolul 115, aliniatul 1, litera B, din legea 215 pe 2001, republicată, privind administrația publică locală. Propun. Articolul 1. Se aprobă planul
actualizarea planului de analiză și acoperirea riscului la nivelul unității administrative teritoriale din Sănești, județul Bacău, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești, domnul Botezatu Gelu, conducătorul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Bârsănești, județul Bacău, în colaborare cu domnul Gabrielu Daniel, viceprimarul Comunei și prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bârsănești, condus de doamna Camelia Paisa, inspector urbanist cu atribuții de legare în acest sens. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Bârsănești, domnul Botezatu Geru, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bârsănești, instituției prefectului județului Bacău pentru avizare, inspectoratul județean pentru situații de urgență Constantin Enea al județului Bacău și va fi publicată prin anișare la sediul Consiliului Local în condițiile legii. Discuții. Da, eu vreau să mă înscriu la cuvânt. Da, deci, practic, atâta vreau să prezint o situație. Am văzut la capitolul protecția persoanelor, adică protecția civilă. Am observat acolo, de exemplu, la alarmare. La alarmarea și populației. Se descrie că ar exista o sirenă la nivelul primăriei. Există? Este funcțională? Este testată? Așa, o altă problemă care mi s-a părut mie totuși cu caracter general, la evacuare, la capitolul evacuarea persoanelor și a bunurilor, acolo intrând și animalele. Ceea ce mi s-a părut totuși sunt cu caracter general și nu, cum să vă zic, cu indicații precise, nu are indicații precise. Une evacuie, să spunem, bunurile. De exemplu, animale, care vin în urgența a doua. Da, urgența întâi ar fi persoanele, urgența a doua ar fi animale. Punctul exact. N-ați fixat punctele exacte. Da, eu har, ați văzut? Eu nu, sunt niște tabele, am observat. Nu, ești o har, uitați. La mine atât a ajuns tabele. Eu uitați, la mine a ajuns niște doar tabele pe internet. Aici este. Da, aveți așa. Am văzut că ești cu un singur. Vedeți că este o artă iscu, așa se numește. Nu știu, mi-a atâta mi s-a transmis. Care se referă la plan de evacuare și... Da, ei, în condițiile în care este identificare. Dacă sunt identificare. Deci, practic, asta doream să pun în discuție. Punctul exact. Punctul unde pot fi evacuate aceste bunuri și persoane. Care? Uitați-vă. Stați, stați, o găsesc dacă mi-ați spus. Poate nu o găsesc. Dați pentru fiecare sală. Să nu știu, da. Da, asta, da, aici am văzut. Da, eu am înțeles. Eu am înțeles lucrurile astea. Am văzut că persoanele... Zona. La 52 ați fost? Nu, uite, dați-le pe mai departe. Nu, asta, harte și de asta. Dar dacă sunt identificate, totul este în regulă. Înștiințarea cetățenilor se face pe forta vocii. Da, primul în zona de evacuare a populației sau a animalului, zona respectivă. Dacă avem urgența întâi a persoanelor, urgența a doua sunt bunurile și care intră și animalul și mai departe. Trebuie să mai acționăm o stație. Da, mai era o problemă acolo care am observat-o eu. În ce privește, deci, adăpostirea persoanelor, cam vine câte 100 de persoane pe școală. Deci, da. Pe cele pe da, nu știu, n-ar fi necesar să mai identificăm și alte obiective pentru adăpostire? Ar fi școlile, care grădinițele, școli. Avem câte 100 de persoane, în care, deci ar putea fi adăpostite în fiecare punct. Deci, mă refer la școli, cele 4 școli. 400 de persoane, văzând că numărul populației este 4500 și... Da. Atâta este, că așa scrie în tabel. 4572 sau 27, conform cifrele. Asta era singura problemă. Ca să mai identificăm ceva la nivelul comunii. Și alte puncte. Da. Da, alte discuții, eu am încheiat. La redactarea acestor planuri, vă rog să stați mai atenți la aia. Pentru că se vede că i-ai dat copy-paste planul anticedent. Deci, să fiți atenți pentru vedeți, planul 1, așa, de urgență anul 2015. Mergem la planificarea exercițiilor anul 2015. Da.
Și eu am. Deci să fim atenți la redactare. Da. Măcar să-l punem la prevență, să-l aprobăm ca lumea. Să nu... Da, nu vreau să pun în discuție lucrul ăsta. Să mai să mai strecurat. Nu, cineva îl citește și la un control, vor veni și vor vedea. Nu în cazul care are modificări. Eu am înțeles. La greșeala și de la oameni comun. S-a strecurat și greșeala aia. Am înțeles. Ca să nu dau bani și să... Și l-am înțeles. Nu poate trebui. Dar ca să te dau bani, nu s-au scris bani. Se poate rectifica, să rectificați ca să fie... Ei, doamna Paris sau să ia o fiecare din nou, mai cu atenție. Trebuie citit cuvântul exact, nu așa. Nu, pentru că se întâmplă situații de urgență. Și când vine un control, chiar ăsta e lizare. Am consemnat, dar nu trebuie neapărat proces verbal, trebuie să fie corect, da, supărat. Așa, dar nu-i supărare, că au scolo, dar de ce? Se supune la vot cine este pentru abținere împotrivă? Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii tarifului la serviciul public de canalizare pentru întreaga arie de operare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, corespunzător reduce taxe de TVA de la 20% la 19%. Da, nu trebuie să vă mai spun altceva. Asta reduce taxe de TVA. Odată ce noi suntem în asociație, trebuie să... Votăm și noi. Chiar dacă pot eu am dat primești ce este lege și nu respectare. Aici, la alte discuții, nu avem. Se spune la vot. Cine este pentru abținere împotrivă? Nu, acum la punctul 6, ori îl aducem și punctul 9 ca să poată citi așa, ori îl lăsăm la urmă cu punctul 9 și trecem peste. Corect, și îl lăsăm la urmă. Și celelalte două puncte care au legătură între ele. Da, trebuie citit la urmă. Da, nu? Nu. Deci treci la punctul 7 a ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea variante actualizate a actului adițional numărul 2 a documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Și asta și asta și problema și cu aprobarea indicatorului 2 economici actualizați pentru aflată în derulare, cu bani de la Ministerul Dezvoltării, au venit în dimineața asta. Deci ne-am mobilizat împreună cu serviciul achiziției publice, pentru un duo, și am întocmit proiect de hotărâre introdus ulterior la punctul 8, pentru că astăzi a venit adresa, astăzi se voia și hotărârea. La fel și ce am descărcat de pe e-mail pe adis. Deci aprobarea actualizării actului adițional numărul 2 la documentul de poziție. Deci avisul trimite dimineață și vrea după amiază. Sau trimite azi și vrea eventual ieri, că se mai trebuie așa. Da, așa e, doamnă secretară, dar problema este totuși, trebuie să luăm la cunoștință, nu putem nici vota așa fără să vedem ce conține. La cunoștință, că doar astăzi, dacă veneați din timp, aveați timp să vă faceți și vizitul poliției. Secretară, îmi pare foarte rău că dumneavoastră tot timpul apuntați această situație, că noi ne-am prezentat, uitați, domnul Blănoaru este imatorul meu, cum am prezentat. Păi da, domnul Blănoaru chiar a luat act de ce s-a întâmplat. Nu știu, tot timpul văd această abordare. Asta nu e o problemă. Nu, dar e un stil de abordare. Noi nu facem altceva decât să facem ceea ce... Eu m-am conformat cerințe, doamne secretară, de a veni și studia înainte și a discuta. Deci scrie regulament că sunt obligatorii ședințele de poliție. O zi, două înainte, chiar în ziua aia. Dar să văd bună credință. Da, am fost. Asta e ideea. Am fost. Trebuie să veniți la dumneavoastră să mână ca să puteți să veniți comisie. Cum? Avem pe la dumneavoastră să semnăm... Da, aveți o hârtie, precum că v-ați întâlnit în comisie. Da, avem, da. Știi, vedeți? Uitați-vă, aveți. Deci trebuie să existe hârtia aia. Și mai mult de atât, pentru că nu este nici și mie, domnul Bătar. Deci, mai mult de atât, practic, scopul legii și al regulamentului cadru este ca, într-adevăr, domnii consilieri, în momentul în care se întâlnesc și intră efectiv în ședința de Consiliu Local, să știe despre ce e vorba în propoziție. Nimic mai mult. Ca să ne facem fiecare celălalt un bine.
Eu aș propune o altă chestie. Oare când se termină acest conflict între Consiliul Local și aparatul de specialitate al primarului? Păi cine l-a generat? Nimeni nu generează. Doar să, să propună doar să alimentează de undeva. Să propună anumite aspecte pe care să înțeleg în mod, nu știu, diferit. O să vedem. Ar trebui să, deci domnul primar, vă rog să militați în acest sens, să se limiteze odată conflictul ăsta între Consiliul Local și compartimentul secretariat. Nu există compartimentul secretariat pe organigrama primăriei Buțănești. Așa mi-apare regulamentul care a fost adoptat în 14 iulie 2016. Deci regulamentul este al Consiliului Local, nu este al aparatului propriu de specialitate. Deci, haideți că, deci ca să nu ne mai etalăm cunoștințele și astea, militați, vă rog, să se elimine odată conflictul ăsta între... înțelegeți? Noi, consilierii, dacă venim și facem niște propuneri, avem în spate cetățeni care ne-au votat, avem niște obligații electorale și trebuie să le îndeplinim. Chiar dacă uneori deranjează, trebuie să înțeleagă acest aspect. Dar nu deranjează niciodată, domnule. Înțelegeți, domnule? Deci, când a fost legal, zic că n-a fost pe ordinea de zi acest proiect. Deci, când a fost legal, proiectul dumneavoastră, când a trecut în 20 decembrie, a intrat. Când a fost legal. Să ne înțelegem. Deci, de când s-a înființat acest Consiliu Local din vară, acum din iulie, în continuu a apărut această stare conflictuală. Dar nu știu de ce. Ca să încercăm să o eliminăm. Zic păi eu, da, părerea mea. Păi asta zic, pe niște principii de discuții democratice, pe niște drepturi prevăzute în lege, tot timpul va trebui la primărie să vă faceți ședința rând, nu vreți să vorbiți pe rând. Da, tot timpul va trebui la primărie, dar nu vreți. Eu nu pot să, deci nu pot să susțin ceva ce nu este prevăzut într-o lege. Nu pot să susțin așa ceva. Pe cine va să susține celui prevăzut? Așa, și tot ceea ce am propus, tot ceea ce fac, eu fac în bază unei legi. Eu înainte de a mă prezenta aici, să știți că vă citesc materialele dumneavoastră de care sunt înaintate spre consultare. Eu le studiez, să știți. Păi dar ăsta e scopul! Așa. Ei, și dacă eu vin cu niște propuneri, sau să, asta, aș dori ca să înțeleagă că intenția mea nu este de a intra în conflict cu aparatul de specialitate al primarului. Deci asta e toată chestia. Haideți un pic ca să... limităm aceste discuții inutile. Cred că ce ne dorim așa la în documentarea să ne se dea nu mai da, am înțeles că a intervenit după ce a fost trimis. De asta. Nu, eu nu pun în discuție. Deci, consilierii vechi știu că în fiecare an, în luna ianuarie și februarie, mai apare adresele astea de noaptea pe ziua sau de ziua. Da, apar tot anul, domnul Vici. Tot anul, da. Deci nu intru în argumente de culise, nu intru. Deci o chestie verificabilă, dar eu nu intru în culise, ce se întâmplă, ce se face. Chiar nu mă interesează cum lucrează aparatul de specialitate al primar. Chiar nu mă interesează. Da, verific. Înțelegeți? Nu este, nu sunt atribuții limeni să verific. Dar nu e vorba de verificare, e vorba de comunicare. Haideți să pășim. Haideți să pășim. Să comunicați mai mult cu noi, că noi avem deschidere, să știți. Haideți să facem propuneri. În momentul în care apar anumite proiecte care trebuie făcute în luna respectivă, facem ședințe extraordinare și asumăm să mai fie discuții. Doamna consilier, e suficient să vă faceți ședințele pe comisii pentru care sunteți plătiți și nu le faceți. Să ne înțelegem. A mie asuta oară. Că sunt ținută de regulamente de Consiliul Local să vă contez pe ședințe pe comisii. Și am asta de 18 ani. Și luați bani întregi pe ședințele pe comisii care nu există. Singurul care a avut inițiativa, odată cu noul Consiliu Local care a fost înființat pe 22 iunie, a fost dumneavoastră. Iar eu admir faptul că dumneavoastră chiar vreți să faceți treabă. Dar toată lumea trebuie să facă același lucru. Haideți să, dar mulți nu cunosc, să citească domnul primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea variantei actualizate, actul adițional numărul 2, la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Primar Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere prevederile directive Consiliului European numărul 1999 din 31, privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349 pe 2005, privind depozitarea deșeurilor ale legii numărul 101 pe 2006, privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare ale ordonanței de urgență numărul
78 pe 2000 privind regimul deșeurilor republicate cu modificările și completările ulterioare ale ghidului solicitantului în axa prioritară numărul 2, OSMEDU, domeniul major de investiții, 1, dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor are statutul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare la acolo, precum și prevederile ghidului privind regionalizarea serviciului de salubrizare a localităților ale hotărârii numărul 37 din 21.12.2010 a Consiliului Local Bursănești pentru aprobarea documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și ale hotărârii numărul 22 din 26.11.2013 a Consiliului Local Bursănești pentru aprobarea actului adițional numărul 1 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Adresa comună a Consiliului Județean Bacău, unitate de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Primăria Comunei Bursănești, județul Bacău, sub numărul 448 din 31.01.2017, văzând expunerea de motive numărul 450 din 31.01.2017 a domnului Botezatu Gelu, primarul Comunei Bursănești, raportul numărul 449 din 31.01.2017 al domnului Gabriel Daniel, viceprimarul Comunei, precum și rapoartele de avizare favorabile a Consiliului ale comisiilor de specialitate ale Consiliului de Țean Bacău, în temeiul prevederilor articolului 91 din aliniatul 3, litera B, și articolul 97 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propun. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se împuternicește domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, să semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoane nominalizate, Consiliul Județean Bacău, unitate de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condiții legii. Discuții. Domnul Miron. Nu, eu nu. Vreau cineva. Spune la vot cine este pentru abținere împotrivă. Se trece la punctul 8 al ordinii. Dau cuvântul domnului Miron pentru a prezenta acest proiect. Proiect de... Deci, nu știu dacă trebuie citit neapărat sau... Trebuie citit ceva. Da, nu, dar proiectul, deci, exact așa a zis, s-a reevaluat devizul general la drumul de la Vădești. Diferența de tine. Pederea cu letrăniciere, reactualizat de la 20 la 90. Nu este banii lor. E banii lor. Da, da, da. Nu, dar eu citat de la. Da, dacă doriți să-l citești, cum doriți de asta. Nu cred că e cazul. Se spune la voi cine este pentru abținere împotrivă? Avocatul, voi prezați sumele actualizate? Dar nu sunt ale noastre și... Da, dar e interesant. Vă spun sumele, dacă vreți. Pe care îți doare 1% la ce vreau? Sunteți consilier până la urmă. Sunt amicșorat, nu e diferență prea mare. Total general actualizat, 2240. 2.240.832 lei, din care, de la bugetul de stat, 2.150.462 lei inclus TVA și de la bugetul local, 90.370.000 lei plus TVA. Da. 2.240.
240.842.000 lei, așa scrie acolo. Deci ok, verit 22 de miliarde. 22 de miliarde, da. Care nu sunt 40 ceva de miliarde care pot de la... Bine, restul sunt de contrați. Acum a rămas punctul 6 și punctul 9. No, întâi să citească domnul Mirom proiectul, după care să vină argumentarea domnului primar și după aia vedem ce facem mai departe. Așa e, că așa e normal. Da. Păi nu spune. Ah, păi aprobat. Direct pe proiect, da? Nu, s-a spus că se dă citirea. Nu, nu. Trebuie să citească proiectul întâi, ca după să argumenteze după aia. Deci trebuie să citească proiectul. Domnul Mirom a prezentat punctul 9 al ordinii de zi, care a spus acum. Vă rog. Consiliul Local Vârsănești, Comisia de Specialitate Juridică, Președinte de Comisie. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului persoanelor cu dizabilitate la Vârsănești în conformitate cu dispoziții legii 448/2006. Președintele Comisiei Juridice, Administrației Publice Locale, Apărării Orișiniștii Publice și Drepturilor Cetățenilor din cadrul Consiliului Local Vârsănești, județul Bacău. Având în vedere dispoziția articolului 36 alineatul 1, articolul 45, alineatul 1 și 6 din legea 215/2001 privind administrația publică locală și văzând prevederea articolului 44 alineatul 1 și 2 din ordonanța de guvern 35/2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, invocând dispozițiile articolului 1.3 din ordonanța guvernului numărul 84/2010 și prevederile articolului 1.2 din legea 136/2012, totodată, luând în considerare sesizarea cu numărul... Un pic, vedeți că nici măcar raportul de avizare, nu știți să-l scriți. Nu trebuie raport de avizare. Deci raportul de avizare, dumneavoastră că sunteți președinte din Comisie Juridică, da. Considerați că raportul ăsta este complet? Mă abțin să răspund. Nu, uitați-vă cu atenție. Deci vă răspund la o altă dată. Permiteți-mi acest lucru cu regulamentul de voie. Păi, vă răspund. Deci ele trebuie să ajungă la mine înainte să ne despărțim noi la ora la care plecăm. Doamna secretară, deci regulamentul de voie să răspund la o dată ulterioară. Dacă îmi permiteți, la o dată ulterioară vă răspund. Ok, și acum am întrerupt. Eu vorbeam de rapoarte. Rapoartele trebuie să ajungă la mine ca să vă pot conta. Da. Pentru punctul 9 există raport de avizare? Nu, eu nu am. Păi nu există. Pentru că avizul de legalitate nu poate fi dat. Eu asta încercam să vă spun. Nu pot să avizez așa ceva. Doamna secretar, haideți un pic ca să reglementăm această situație. Tot respect. Deci raportul cu avizul de legalitate se dă pentru comisii. Se dă pentru comisii. Dumneavoastră vă formulați la final, după ce se adoptă sau nu, vă puneți, aveți dreptul să... Păi da, există raport de avizare pe comisii? Asta a întrebat doamna. Deci, deci comisiile din Consiliul Local pot aviza sau nu, în funcție de... Păi v-ați întâlnit? Ca să-l avizați? Cum adică să ne întâlnim? Dar nu suntem aici? Nu. Nu, asta e ședința ordinară, domnule. Da. Deci, pe comisii. Nu ne-am văzut doamna secretară. Pe unde este? Doamna secretară. Unde e raportul comisiei juridice? Doamna secretară, stați că vi-l spun imediat. Înseamnă că ori n-a ajuns la dumneavoastră, oriceva nu este în regulă. Păi hai să ne clarificăm. Păi haideți. Stați că vă dau numărul imediat. Este înregistrat cu numărul 110 din 11.1.2017. Nu l-am mai răspuns pe care v-am întrebat dacă e complet sau nu e complet. Deci formular de raport de avizare pe comisie. Comisiile putem depune rapoarte sau avize. Perfect. Dar avea nevoie acest proiect, ca toate proiectele de altfel inițiate indiferent de cine, are nevoie de rapoarte de avizare pe trei comisii. S-a lucrat pe trei comisii la nivel de Consiliu Local. Acum se pune în discuție. Da? Acum se pune știți că conform regulamentului, rapoartele de avizare trebuie făcute anterior într-un din ședință ordinară. Știți asta, nu? Da, păi și celelalte cum s-au făcut? Păi asta vă întreb eu. De-aia merg bine lucrurile între aparatul de specialitate și consilier. Pentru că nu vă interesează să vă puneți la urmă, ci să lucrați conform regulamentului și conform legii. De acolo mi se trag toate. Vă referiți la tot Consiliul Local, ar fi mai bine. Păi fără îndoială, la tot Consiliul. La tot Consiliul. Deci la tot Consiliul Local. Eu am întrebat, s-au întrunit cele trei comisii stabilite prin hotărâre de Consiliul Local, 14 iulie, casă una, casă alta? Nu, vorbesc de ședințele comisii, așa cum dumneavoastră, că n-ați spus-o ironic, v-am admirat faptul că de când a
activați ca și consilier în Consiliul Local, ați făcut demersul și chiar ați întrunit comisia. Da. Deci dumneavoastră, numai dumneavoastră și comisia juridică, să ne înțelegem, până acum, la ora asta, după 8 luni de activitate a Consiliului Local, în urma alegerilor locale, v-ați meritat banii. Nu pot face afirmația acum, doamna secretară, că aș spune acum. Păi da, am făcut eu, nu trebuie să faci până nimic. Da, haideți să continuăm. Pe votaj, aici e problema. Dumneavoastră și comisia juridică v-ați meritat cu prisosință banii, că măcar ați făcut un demers și ați încercat să faceți ceva. Deci se vede interes, iar din partea celorlalți, nu avem nicio treabă. Le scriem acum, le scriem pe genunchi, pe calorifer, numai să scăpăm, că oricum nu ne interesează prea mult dacă se rezolvă sau nu ceva. Va trebui să pună despre, să va trebui să fac afirmația acum. Înseamnă că tot până acum ce s-a făcut este nul. Nu, nu e nul. Știți ce e nul? Cine a venit? Calitatea consilierului care și-a banii și consideră că îi și merită. Doamna secretară. Aia e nul. Cu riscul să apară pe mass media, tot ce am făcut este nul. Păi a meritat să apară. Nu e nul nimic. Știți ce e nul? Implicarea consilierilor în activitatea lor prevăzută de dispozițiile legale. Aia este nulă. Că de-aia nu există nici pace sub măsiri, de-aia nu ne mai putem înțelege, pentru că pe consilier îi interesează doar indemnizația banii și nu ce se întâmplă efectiv cu soluționarea și aplicarea în faptă a hotărârilor. Pentru că v-am surprins adineaul și nu vreau să intru în conflict cu niciunul dintre dumneavoastră, dar vă spun ca o soră, ci vă sunt o oricare. Vreți să intrați în conflict, doamna, dacă, hai să ne aducem acum. Dați-mi voie să vă spun că dacă dumneavoastră ridicați mâna pe proiectul de adineaul cu cifrele nou actualizate pe devizul general făcut de proiectant la ora, la 30 ianuarie, da. E vorba de banul public aici, da? Și a spus că nu ne interesează, ridicăm mâna, e de așa, ca să... A și zis domnul Vârlar, că nu vrei timp. Doamna secretară, dar problema dar nu că nu ne interesează, s-a scăzut un procent datorită TVA-ului, ci suma a rămas aceeași. Și atunci vă mai întreb un lucru, în absența mea, pe 29 noiembrie, care v-au fost rațiunile nobile pentru care ați respins în masă proiectul de hotărâri privind acoperirea datoriei bugetului local din excedent pentru 3 zile, nu mai mult, că nu veniseră încă banii de la BDRT. Dar dacă banii erau deja în primărie, tot erau. Nu erau în primărie. Problema este alta. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Felix, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât sunteți dumneavoastră de pătrunși de ideea că, într-adevăr, reprezentați interesele oamenilor care v-au ales. Îi reprezentăm cu... Dacă am avut să ne acuzăm, acum ar fi să ne... Doamna președintă, vă rog să vă luați... Să existe, dar vă privat! Vă privat! Vă privat! Deci Alexei... Asta e problema privat, nu se eu mă retrag. Deci dacă nu se respecte, eu mă retrag din ședință, plec și face... Nu se poate. Hai să ne acuzăm și să ne luăm la vârfă și... Deci în primul rând, mie mi-ai venit la vârfă la camera, așa luați-o, doamna secretară, înapoi. Luați-ne banii înapoi și în camera. Faceți-o și luați-mi... Deci există obligația legală de comisii, domnul consilier. Dar acum haideți să ne acuzăm de la... Dar nu ne acuzăm! Asta faceți, cum ne acuzăm? Dar nu este adevărat, eu doar scot în evidență motivele pentru care am ajuns la ora asta, pe mine nu trei, Consiliul Local de 18 ani, n-a fost Consiliul Local ca auzat. Nu trebuie să țipați ca auzat, să fiți. Nu trebuie să țipați. Suspendă ședința, da. Corect, suspendați ședința. Suspendați ședința. Exact, suspendați ședința. Dar nu se poate așa. Pentru că nu vă place să vi se, să vi se pună legea în față. Dumneavoastră să o puneți altuia. Dumneavoastră aveți... Da? Dar vreau un pic de liniște. Vă dăm cuvântul să continuați. Am să iau de la capăt. Sau da, cel mai bine. Da. Consiliul se local... Se pune la vot de ce președinte. Dar ce am votat în obiunea noastră? Acest argument, deci aceasta numai președintele poate să... Continuați, vă rog. Deci, Comisia de Specialitate Juridică, președinte de comisie. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din OAT Bârsănești în conformitate cu dispoziția legii 448 din 2006. Președintele Comisiei Juridice Administrației Publice Locale, apărarea ordinii și liniștii publice și drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău.
având în vedere dispoziția articolul 36 aliniatul 1, articolul 45 aliniatul 1 și 6 din legea 215/2001 privind administrația publică locală și văzând prevederile articolului 44 aliniatul 1 și 2 din ordonanța de guvern 35/2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, invocând dispozițiile articolului 1 roman punctul 3 din ordonanța guvernului numărul 84/2010 și prevederile articolului 1 roman punctul 2 din legea 136/2012, totodată luând în considerare sesizarea cu numărul 7636 din 14/12/2016 formulată de petentul Pârjol Gelu Irineu, cât și propunerile care au fost promovate în ședința Comisiei de Specialitate Juridică din data de 9.1.2017 privind acordarea dreptului persoanelor cu dizabilități în baza legii 448/2006, propune articolul 1. Se acordă drepturile cuvenite persoanelor cu dizabilități din Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Bârsănești, conform dispozițiilor legii 448 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav, ori reprezentanții legali ai acestora, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare. Articolul 2. Compartimentul Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Bârsănești va informa persoanele cu handicap grav asupra posibilității exprimării opțiunii conform dispozițiilor articolului 42 aliniat 5 și 6 din legea 448/2006. Vă rog să-mi permiteți să fac o precizare aici și trec mai departe la celelalte articole. O să vă explic acele aliniat 5 și 6 în raportul care o să-l prezint ulterior. Ce prevede acele... Aici nu am putut să descriu acele, pentru că am făcut raportul și acolo... Așa. Articolul 3. Pe aceeași dată se aprobă hotărârea Consiliului Local numărul 7, local Bârsănești, numărul 7, din 28/3/2013. Prezenta hotărâre va fi comunicată... Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, instituției prefectului județului Bacău, și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale, prin grijă a secretarului comunei. Inițiator, președintele Comisiei Juridice, consilier Miron Costel. Acesta este proiectul de hotărâre. Vă dau citire raportului care stă în sprijinul proiectului de hotărâre. Citez. Consiliul Local Bârsănești, Comisia de Specialitate Juridică, președinte de comisie. Raport. În sprijinul inițierii proiectului de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu dispozițiile legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare. Doamnelor și domnilor consilieri, în area Unității Administrative Teritoriale a Comunei Bârsănești sunt instituționalizate un număr de 35 de persoane cu dizabilități, acestea fiind încadrate în grupa 1 de handicap grav. Din totalul persoanelor cu handicap grav, 8 dintre acestea sunt minori cu handicap grav, iar în prezent minorii respectivi beneficiază de asistenți personale angajați în conformitate cu dispozițiile hotărârii Consiliului Local Bârsănești, numărul 7 din 28/3/2013. Legea cadru privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități este legea 448/2006, însă de la promulgarea legii și până în prezent, aceasta a suportat mai multe modificări și completări legislative. Astfel, drepturile ce se cuvin persoanelor cu dizabilități sunt cuprinse în textul articolului 42 din lege, după cum urmează. Citez. Articolul 42 aliniatul 1. Adultul cu handicap vizual grav poate opta între poate opta pentru asistent personal sau indemnizație de însoțitor. Aliniatul 2. Persoanele cu handicap grav care au și calitatea de pensionare invalidate gradul 1 pot opta pentru indemnizația pentru însoțitor prevăzută la articolul 61 din legea 19/2000 cu modificările și completările ulterioare sau pentru asistent personal. Dreptul de opțiune se menține și în cazul trecerii pensionarului de invaliditate la pensia pentru limita de vârstă. Aliniatul 3. Invalizii de război care au și calitate de persoane cu handicap grav și sunt pensionari de invaliditate gradul 1 beneficiază atât de dreptul prevăzut la aliniatul 2, cât și de dreptul prevăzut la articolul 3 din legea numărul 49 din 1999 privind pensiile IOVR cu modificările și completările ulterioare. Aliniatul 4, care ăsta este aliniatul incident la proiectul de hotărâre, părinții sau reprezentanții legale ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav, o reprezentanții legale acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.
Aliniatul 5, care am făcut precizarea în proiectul de hotărâre, că acum vi-l dau citire ca să știți care este opțiunea. Deci, opțiunea deci, de a alege între asistent și indemnizație. Deci, opțiunea se exprimă prin cerere adresată în scris Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, și devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora. Alineatul 6. Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opțiunea exprimată în condițiile prevăzute la alineatul 5, care l-am citit mai devreme. Prin promulgarea Ordonanței de Guvern numărul 84, din 20 septembrie 2010, cadrul legislativ a fost modificat și completat prin articolul 1 roman, punctul 3, din ordonanță, în conținutul care se introducea alineatul 7 la articolul 42 din legea 448/2006 și prevedea următoarele. Articolul 1 roman, punctul 3. La articolul 42 după alineatul 6 se introduce un nou aliniat, aliniatul 7, cu următorul cuprins. Citez, aliniat 7. În situația în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizația prevăzută la aliniatul 4, indiferent de opțiunea exprimată potrivit prevederilor aliniatul 1 și 4. Această ordonanță de guvern s-a aplicat de la data promulgării Monitor Oficial al României numărul 654 din 22 septembrie 2010 și până la data de 23 iulie 2012, subliniez, când a fost promulgată legea numărul 136/2012 și publicată prin Monitor Oficial numărul 505 din aceeași dată, care în cuprinsul textului articolul 1 roman punctul 2 din lege, a fost abrogat articolul 1 roman punctul 3 din ordonanța 84 din 2010. Din ordonanța care a introdus acel aliniat prin care a dispus ca primăriile să acorde indemnizația indiferent de opțiune. Citez. Articolul 1 roman. Se aprobă ordonanța de guvern, ordonanța de urgență a guvernului numărul 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea legii numărul 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 654 din 22 septembrie 2010, cu următoarele modificări și completări. Punctul 2. La articolul 1, punctul 3, se abrogă. De asemenea, o decizie de speță care trebuie luată în considerare este acțiunea civilă promovată de către Sindicatul Asistentului Personal din Aiud, în dosarul numărul 1080/57/2011 al Curții de Apel Alba Iulia către Curtea Constituțională, invocând excepția de neconstituționalitate a alineatului 7 al articolului 42 din legea 448/2006 cu modificări și completările ulterioare. Prin dispozitivul deciziei Curții Constituționale, Curtea a statuat că textul articolului 1, punctul 3 din Ordonanța de Guvern 84 din 2010 a fost abrogat expres, iar prin decizia numărul 1040 din 5 decembrie 2012, ce s-a pronunțat în cauza respectivă și intrat în vigoare la 17.1.2013, Curtea a considerat că excepția invocată de partea interesată a devenit inadmisibilă, deoarece nu mai producea efecte juridice la data promovării acțiunii. Alăturat vă redau parțial cuprinsul deciziei sus amintite, așa cum a fost pronunțată de Curtea Constituțională. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că la momentul pronunțării acestei decizii în prezenta cauză, efectele textului de lege criticat nu mai continuă să se producă, astfel încât excepția a rămas fără obiect. Aceasta deoarece litigiul a fost deja soluționat prin decizia numărul 3367/2012 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția de contencios administrativ și fiscal, prin care sunt menținute dispozițiile sentinței numărul 1268/CAF/2011 pronunțată de Tribunalul Alba, secția comercială și contencios administrativ. Prin această sentință s-a admis acțiunea formulată de autorul excepției și s-a anulat hotărârea numărul 37 din 31 ianuarie 2011, adoptată de Consiliul Local Aiud, prin care se dispusese încetarea contractelor individuale de muncă pentru asistenții personal ai unor persoane cu handicap grav. Pentru aceste motive și având în vedere decizia numărul 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 549 din 3 august 2011, excepția va fi respinsă ca devenită inadmisibilă.
După ce citesc, pot să vă dau explicații pe fiecare. Asta, dacă doriți, pot să le dau acum. Dar o să vi le dau acum, ca să nu mai revin asupra lor. Deci, practic, sindicatul asistentului personal din Aiud a depus o sesizare privind abrogarea celui aliniat, 7, care l-am discutat și care a fost adoptată hotărârea Consiliului Local Bățănești numărul 7. Deci, sindicatul a înaintat acțiune și iar Curtea Constituțională a respins excepția lor pentru că textul de lege era deja abrogat la momentul când ei au făcut acțiunea. Deci nu mai era de aplicare în acel moment. Și vorbim că decizia Curții Constituționale a fost în vigoare la 17.1.2013. O să trec mai departe. Deși prin promulgarea legii 136 din 23 iulie 2012, legiuitorul a abrogat expres dispozițiile articolului 42 alineat 7 din legea 448/2006, Consiliul Local Bârsănești a ignorat aceste prevederi legale și a dispus acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în mod discreționar prin adoptarea hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 28.3.2013, cu mult după data intrării în vigoare a noii legi, aducând atingere unor categorii de persoane cu dizabilități. Având în vedere expunerile motivate pe care le-am prezentat în acest raport, consider că este necesară abrogarea urgentă a HCL 7 din 2013, deoarece în prezent drepturile persoanelor cu dizabilități se fac în temeiul acestui act normativ și are un caracter discriminatoriu. Vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în conformitate cu dispozițiile articolului 42 alineat 4 din legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, președintele Comisiei Juridice, consilier Miron Costel. Am terminat. Dacă doriți să mai dau alte explicații, vă pot da. Înainte de a trece la discuții, propun să dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta raportul la acest proiect. Și înainte de asta, ați cerut acolo copii după HCL. Eu nu l-am găsit când am citit la dumneavoastră. După HCL care? 7 din 28 a 3 a 2. Există. Domnul primar mi-a depus mie și există. Nu l-am găsit eu acolo. Nu știu. Nici eu nu am găsit. Păi, dar dumneavoastră ce se plângeți? Că e de la primărie. Păi de la primărie l-am solicitat și domnul primar mi-a dat. Da, dar zic, în inițiativa dumneavoastră legislativă, da, alături de proiect și de raport, nu există actul administrativ criticat și sugerat a fi aprobat. Da, asta am vrut eu să citesc. Această decizie se găsește... Foarte important. Dar să știu că decizia de la Alba Iulia. Vorbim de hotărârea HCL numărul 7, pe 2013. Da, dar asta o puteți spune dumneavoastră. Dar cum să o pun eu dacă dumneavoastră e jurist și mi-ai făcut dintre mai dosarul ca procuror general al României? Ori ne facem treaba de la capăt, ori ne facem. Dar nu am eu acasă această hotărâre. Am primit-o și eu de la primăria. Materialul probator, când îl duci la o instanță, îl pui în întregime ca să vadă. Domn președinte din complet, despre ce vorbim. Ai făcut foarte bine. Până la urmă este piesa atacată și ea lipsește, cu desăvârșire. Există. Raport privind punctul de vedere referitor la inițiativa domnului consilier Miron Costel, președintele Comisiei Juridice constituite la nivelul Consiliului Local Bârsănești, respectiv proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din OAT Bârsănești, în conformitate cu dispozițiile legii numărul 448/2006, cu modificările și completările ulterioare. Doamnelor și domnilor consilieri, doresc să vă aduc la cunoștință, în primul rând, raportul privind activitatea desfășurată în semestrul al doilea al anului 2016 de către Compartimentul de Asistență și Protecție Socială pe linia promovării drepturilor persoanelor cu handicap. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 2 din legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. Compartimentul de asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei cu Sănătate Județul Bacău controlează periodic activitatea asistenților personal și prezintă semestrial un raport Consiliului Local. Potrivit articolul 29, alineatul 1 din hotărârea Guvernului numărul 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor legii numărul 448/2006, raportul conține cel puțin următoarele. Informații cu privire la dinamica angajării asistenților personali, informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, informații privind numărul de asistenți personali instruiți, numărul de controle efectuate și probleme sesizate. La sfârșitul semestrului al 2016, în cadrul compartimentului de asistență socială al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, județul Bacău, figurează 8 asistenți personali pentru 8 minori cu handicap grav, de gradul 1, și 27 de persoane majore cu handicap grav, încadrate în gradul 1, care își încasează indemnizația lunară cuprinsă de pe capul personal. Drepturile salariale ale acestora și indemnizațiile cuvenite persoanelor majore cu handicap grav, încadrate în gradul 1, au fost achitate integral semestrul al doilea, anul 2016, până la data de 11.01.2017. Din lipsă de fonduri, nu s-a putut asigura instruirea asistenților personali. Anual, asistenții personali beneficiază de efectuarea controlului medical și psihologic obligatoriu pentru toate categoriile de angajați în administrația publică locală. Precizăm faptul că prin apariția și aplicarea prevederilor ordonanței Guvernului numărul 84 din 20.09.2010, legea numărul 448/2006 a fost modificată și completată prin introducerea articolului 1.3, în conținutul căreia se introduce alineatul 7 la articolul 42 al legii, care prevedea în situația în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizația prevăzută la articolul la alineatul 4, indiferent de opțiunea exprimată potrivit prevederilor alineatul 1 și 4. La data de 1 aprilie 2012, am fost nevoiți, din lipsă de susținere financiară, să disponibilizăm în somaj toți asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, de gradul 1, urmărind ca persoane cu handicap să beneficieze în continuare de plata indemnizației lunare de handicap pe cadrul personal. Această disponibilizare s-a produs în baza modificării legislative sus menționate, în temeiul adreselor comunicate în mod consentent de către Direcția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, prin care eram înștiințat de faptul că plafonul cheltuielilor de personal asigurat pentru personalul angajat al primăriei nu putea fi depășit, acest plafon fiind sub nivelul satisfăcător al anilor precedenți. La data de 23 iulie 2012 a fost promulgată legea numărul 136/2012, care abrogă articolul 1.3 din ordonanța Guvernului numărul 84/2010. La data de 28.03.2013, Consiliul Local Bârsănești aprobă hotărârea numărul 7, prin care aprobă angajarea cu contract de muncă asistenților personal pentru minorii cu handicap grav de gradul 1, motivat de găsirea de soluții pentru acoperirea necesară cheltuielilor de personal pentru aceștia și mai ales motivat de necesitatea și obligativitatea trasate de către Direcția Generală de Protecție a Copilului, cuprinsul planului de măsuri obligatorii de îndeplinit pentru recuperarea și ameliorarea stării de sănătate a minorilor cu handicap grav de gradul 1, ca acești minori, în mod obligatoriu și însoțiți, să urmeze programe de recuperare în centre și clinici de recuperare din țară. Nerespectarea acestor măsuri atrăgea în mod obligatoriu și tragic, după sine, imposibilitatea minorilor de a renoi certificatele de grad anuale, deoarece Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap Bacău monitorizează strict modul de îndeplinire a măsurilor de dispuse de Direcția Generală de Protecție a Copilului Bacău în documentele care însoțesc certificatele de încadrare în gradul 1 de handicap individualizate pentru fiecare minor în parte. Hotărârea numărul 7 din 28.03.2013 nu a fost aprobată cu încălcarea prevederilor legale în vigoare la acea dată pentru simplu fapt că a creat posibilitatea reală ca minorii cu handicap să beneficieze în continuare de drepturile prevăzute de lege, a se observa temeiul legal și mai ales temeiul moral și etic al acestei inițiative devenite hotărâre.
După cum s-a stabilit mai sus, această hotărâre și efectele ei nu a prejudiciat pe nimeni atâta timp cât plafonul cheltuielor de personal s-a menținut ani de zile insuficient pentru a ne permite concret soluționarea problemelor încadrării de asistență personal pentru toate persoanele cu handicap de pe teritoriul administrativ al comunei. În acest sens, cităm prevederile Ordonanței Guvernului numărul 103 pe 2013 privind salarizarea din fonduri publice, care prevede în cuprinsul articolului 20 că plata tuturor indemnizației acestor categorii de persoane se suportă de la bugetul de stat în proporție de până la 75%, restul fiind acoperite din bugetele locale. Sumele reprezentând diferența de 25% care trebuiau asigurate de la bugetul local, nu au putut fi acoperite motivate din punctul de vedere expres comunicat în adresele transmise an la rând de către Direcția Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Deși hotărârea nu s-a dovedit a fi lipsită necesitate și oportunitate, hotărârea a fost aprobată cu votul pentru al majorității consilierilor locali, în funcție la acea dată, a avut avizul de legalitate al secretarului comunii și nu a fost atacată în contencios administrativ în urma exercitării controlului legalității actelor de către prefectul județului Bacău, conform dispozițiilor legii 340/2004, republicată privind instituția prefectului. Motivat de faptul că, odată cu intrarea în anul 2017, a fost aprobată ordonanța Guvernului numărul 2/2017, care prevede la articolul 3 plata acestor sume se suportă integral de la bugetul de stat, această problemă s-a rezolvat legislativ de către Parlamentul României și credem și sperăm că de aici înainte nu mai trebuie să existe niciun impediment de natură financiară care să nu permită încadrarea de asistenți personali pentru persoane cu handicap grav de gradul 1, care optează pentru un soțitor angajat prin intermediul certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia Județeană de Expertiză a Persoanei cu Handicap Bacău. Pentru motivele expuse, detaliat mai sus, inițierea proiectului de hotărâre privind acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din OAT-ul Băsănești, în conformitate cu dispozițiile legii numărul 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, nu se mai justifică a fi necesară și oportună atâta timp cât apariția Ordonanței Guvernului numărul 2/2014, ultimul act normativ care modifică și completează cadrul legal suscitat, a fost prevăzută obligativitatea acoperirii cheltuielilor privind drepturile persoanelor cu handicap din bugetul de stat. Vă mulțumesc! Dați voi la dezbatere că trebuie făcute precizări, doamna președintă, că aici sunt două chestii. Eu mă înscriu. Deci, doamna președintă, și domnilor și doamnelor consilieri, sunt nevoi să vă fac o precizare. Necesitatea și oportunitatea legii 448, practic, ea este legea prin care se acordă drepturile. Adică mă refer la angajarea asistentului personal sau acordarea indemnizației prevăzută de lege. Deci aia este legea cadru prin care se acordă drepturile, ca să facem o diferență. Ordonanța de Guvern 103, care a fost citată aici în raport, o să-i dau și o citire la... Așteptați-mi pe aici. Dați-mi voi să-i expun, da? Deci, în articolul 20, la aliniatul 2 din acea ordonanță, spune, începând cu anul 2014, uitați, așa se denumește, finanțarea drepturilor, nu angajarea asistenților. Faceți diferența între angajare și finanțare. Sunt două lucruri diferite. Așa. Deci finanțarea drepturilor asistenților personale a persoanelor cu handicap grav sau indemnizații mari ale persoanelor. Vă rog, dați-mi voie să asta. Cu handicap grav, acordate în baza prevederilor articolului 42 alineat 4 din legea 448/2006. Păi da, dar în raportul pe care l-a expus domnul primar, am înțeles că această lege nu mai este de aplicare în accepțiunea dumnealui. Ceea ce nu este corect. Prin ordonanța 2, la articolul 3, permiteți-mi să-mi expun. La articolul 3,
aliniatul 2, care modifică și completează ordonanța 103 din 2013, face referire la același lucru. Finanțarea drepturilor. Adică se rezolvă... Nu? Adică să ne înțelegem. Eu acest proiect de hotărâre l-am promovat pentru angajarea asistenților personale. Că modalitatea de finanțare a fost stabilită prin ordonanța 103 din 2013 și completată prin ordonanța 2 din 2017. Haideți ca să înțelegem lucrul ăsta. Dumneavoastră deci nu... vă referiți la statul de funcții? Da. Da, dar știți că niciodată, deci niciodată, beneficiarii, adică nu, persoanele cu handicap, da, nu au, au fost nici numeric și nici nominal, n-au fost prinși într-un stat de funcție. Deci eu vă vorbesc din punct de vedere al legii. Legea prevede să le acordați drepturile. Corect. Deci așa se prevede legea. În conformitate cu legea 4. Așa trebuie să le acordați drepturile stabilite în aliniatul 4. Da. Așa spune legea, da, din articolul 42. Modalitatea prin care spuneți că instituiți statul de funcții sau nu, asta puțin contează. Lor trebuie să le acordați drepturile, că sunt prevăzute în lege. Da. Acele drepturi au fost știrbite, ca să folosesc termenul ăsta, prin ordonanța 84 din 2010, când a introdus acel aliniat 7, prin care, indiferent de opțiunea exprimată, se dădea doar indemnizație. Ca să fim înțeleși. Da. Așa. Ei, în 2012 s-a dat o altă lege care a abrogat acel aliniat și s-a revenit la legea inițială. Corect. Și trebuia acordate drepturile. Dar a intervenit plafonul de salarii în comunitatea Ministerului de Finanțe. Da, până la 75% se suporta de la stat. De la bugetul de stat. De la bugetul de stat și 25% de la bugetul local. Păi da, dar dacă aia 25% bugetul local nu putea să-i acopere. Numai puțin ca să-mi termin ideile, vă rog, numai puțin. Doi la mână. Ce vreau să scot în evidență aici? Adică în ce sens vreau să scot în evidență? Hotărârea Consiliului Local numărul 7, hotărârea HCL Bursănești numărul 7, a fost dată după ce acel aliniat a fost abrogat, da, după ce Curtea Constituțională a statuat că nu mai este de aplicare, da, totuși s-a adoptat acea hotărâre pe o lege care nu există. Problema e, odată ce a fost dată existentul... Sunteți în grave! Deci, hotărârea, eu am copia, hotărârea așa, prima invocare a acelei hotărâri este articolul 42 aliniat 7, care este abrogat cu 8 luni de zile înainte. Cum se poate face o hotărâre de Consiliu Local pe o lege abrogată? Întrebați-l pe domnul prefect. Da, odată ce hotărârea de Consiliu Local a mers în compartimentul juridic al persoanei. Dacă persoanele cu handicap dă în judecată primăria Bursănești, cum o soluționați? Prin hârtiile primite de la prefectură? Cum o soluționați? Deci, probabil, de se termină să facem așa cum credem de cuvinte. Deci, eu vorbesc pe lege. Curtea Constituțională s-a pronunțat într-o decizie care a spus că este inadmisibil, acela aliniat nu mai era de aplicare. Deci, Curtea Constituțională a statuat. Deci, cum mergeți dumneavoastră în instanță să vă faceți ca să faceți o treabă așa, să intrați în istorie? Totuși, eu zic, dacă hotărârea asta a fost dată, când ajunge la față, la instituția prefectului, dacă este... Nu pot să fac afirmații de circuitul documentelor. Eu nu pot să fac aceste afirmații. Da. Eu nu pot să fac afirmații. Mai putem să bănuiesc, dar nu vreau să fac afirmații. Cred noi putem să facem. Ascultați un pic. Când se duce omul în instanță și arată legea, pe cine va crede? Pe dumneavoastră sau pe lege? Judecați-vă cu noi și vedem cine câștigă. Nu, eu mă judec. Sunt persoanele care au drepturi. Deci eu merg cu fața... Pe ce mergem în țara asta? Pe lege sau pe lege? Da, pe lege. Deci eu merg, indiferent cine mă acționează în instanță, eu merg și reprezint interesele primăriei și ale Consiliului Local de la momentul 28 martie 2013 și vom vedea cui și în ce manieră... Va da dispoziție prefectul să emiteți acea hotărâre? Aoleu! Va da dispoziție... Dar pe ce se bazează inițiativa legislativă la nivel de Consiliul Local? Pe dispoziția prefectului... Că ați făcut pe dispoziția prefectului... Ați făcut această hotărâre ca urmare... ca urmare a primirii unor documente sau, mă rog, adresa... Pe urmă, de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău. Atenție! Cei cu punguța cu doi bani? Doamna secretară, nu sunt invocate în hotărârea Consiliului Local acele adrese. N-ai de unde să știi. N-ai cum scuza la ședință. Am raportul compartimentului de
specialitate și expunerea de motive. Deci am și raportul, am și hotărârea, am tot. Nu deci, se face nicio referire la vreo adresă de la Direcția de Finanțe. Nu, nu la vreo adresă de la Prefectură. Dumneata a fost consilier la momentul 24-2013. Am hotărârea. Cu tot. Am dar sunteți liberi, domnului Ion Costel, să vă duceți, să vă luați de gând cu domnul prefect care funcționa în funcție la ora aia. Că dânsul, pe legea 340, exercită controlul legalității altelor din teritoriu. Deci, în calitatea sa de reprezentant al guvernului. Nu intru în discuții privind ce fi după documentul. Păi dar intrați, domnule, intrați ca să fiți, să aveți la nou exact la situație. Secretar. În cadrul public nu poți face asemenea informații. Deci, aici se spune la vot dacă... Asta este situația. Deci noi am dat niște bani minorilor ca să nu își piardă certificatele de grad, care sunt, păi, discut eu. Deci s-au dat niște bani, câțiva ani de zile, pe contractele părinților care aveau grijă. Mă lăsați să vorbesc eu? Deci, hotărârea numărul 7, aprobată cu majoritatea voturilor pentru a consilierilor în funcție, la data de 28 martie 2013, că, uite, domnul Petcu era și atunci, nu mai știu, da, domnul, așa, am să-i invit și pe dânșii la cuvânt, chiar dacă nu vor să ia cuvântul, eu am să-i invit, la votul politicos, numai pentru faptul că dumneavoastră considerați că 6 sau 8 minori, începând de atunci, nu și-au pierdut calitatea de asistați. Ați spus? Am făcut această afirmație. Păi ați făcut-o, pentru că... Am citit un proiect de hotărâre, prin care am solicitat să acordăm drepturile... Noi ne-am făcut joc de restul care se duceau cu cardul și am favorizat măștile alții care oricum își pierdeau calitatea de persoană oprotită dacă noi îi dădeam povară. Repet. Mai are și ceva ca pildă. Am înțeles tot, domnule. Suntem niște nenorociți. Să dăm drepturi. Exact. Asta ați înțeles dumneavoastră. Așa mi-a spus. Asta iese. Am spus că legea... Nu s-a respectat legea că s-a apucat. Dumneavoastră nici mi-ați n-ați înțeles. La momentul când... Dați-mi voie să vă explic. La momentul când ați făcut hotărârea... Dați-mi voie, vă rog frumos, dacă nu... Deci, la momentul când ați făcut hotărârea, acel aliniat prin care ați acordat drepturi numai minorilor, a fost abrogat. Nu este așa. Deci, ce spui tu? Deci, la toți. Deci, am dat minorilor. Domnul Ion! La toți trebuia să dați. Și la cei, și la adulți, și la minori. Dacă a fost să fie așa, dacă tu ai buzunar, dacă tu ai buzunar 100 de lei, dacă tu ai buzunar 100 de lei și ai să cumperi alimente, de 100 de lei, dar costă 120, cumperi 120, puteți să-mi explicați la fine anul 2015 de ce există în excedentul bugetar 27 de miliarde? Dar de niciun... Puteți să-mi explicați? Dar stați așa, de unde vin banii? Explicați-mi, domnul. Dar eu credeam că știi că toate bugetul... Explicați-mi, domnul, n-ați avut bani. Ce caută în excedent 27 de miliarde la finele anului 2015? Dar nu era la articolul respectiv. Domnule, puteți să răspundeți? Domnul Miron, deci noi știm de banii pentru asistență socială din punct dedicat. Domnul Miron, revin și susțin. Nu avem nicio treabă. Vreau să vă judec cu dumneavoastră. Hotărârea să fie locată din 28 martie 2013. Deci, în primul rând, trebuie acordat de drepturile cetățenilor. Trebuie să se facă după lege. Deși am primit scrisorile către toți, deci, toate să meargă la raportul pe data de 20, să-și clarifice situația. Ce se acoptează pentru asistent personal? Să meargă la care optează pentru indemnizație, să meargă pe indemnizație. Domnul viceprimar, vă repet încă o dată. Deci, în momentul de față, hotărârea Consiliului Local numărul 7 din 28-a 3-a este în vigoare. Ea este discriminatorie. Pentru că, în conformitate cu decizia Curții Constituționale, cu legea 136 din 2012... De ce nu mă adresați instituția? Lăsați-mă să spun, vă rog frumos. Deci, și cu legea 448-206, deci, este pe baza acestor legi trebuie să faceți. Acel aliniat a fost abordat și hotărârea Consiliului nu trebuia adoptată la acel moment. Cine trebuia? Așa, nu se poate abordăm. Deci, la vedere aia, Îmi dați voie să citesc hotărârea Consiliului 7. Îmi dați voie să vă spun că chiar dacă o citești, chiar dacă o citești tot aia, e du-te la prefect și bagă-i-o prin ochi și spune-i, domnule,
dumneavoastră. Păi, dar nu că asta se înțelege. Dacă Curtea Constituțională... Eee! Deci, dar mă dată cu oamenii în curte. Dacă legea... Dacă legea... Nu știu, nu te-ai decăsut așa. Dacă legea spune clar... Stai din divizare. Trebuie să acordați... Stai din juriștie. Nu. Dar nu mă deci, eu și asta am fost în o ședință la prefectura Bacău. Și printre care am luat în discuții și problema asta. Mi s-a transmis destul de clar. Unde vine? Cine este? Datorită ordonanței care ne permite finanțarea tuturor asistenților. Da, nu știu, dar doar după 2013, deci, am înțeles că 2013 s-a făcut o dar eu cred că nu. Datorită situației financiare de la momentul respectiv. Deci s-a găsit o soluție. Să rămână noi, să cape, să mai curpia. S-a făcut sau nu s-a făcut o greșeală, să fim acolo. Dar revenim la UELI noastre, în 2017, unde avem această ordonanță în mână. Haideți să profităm de ea, să dăm oamenilor, cia lor. Păi corect, dar ei să terminăm discuția. Asta v-am spus. Asta e ce am văzut. Asta înseamnă finanțare, adică salarizare. Asta înseamnă. Asta înseamnă cu postul. Asta e tot de aia. Nu înțeles. Dispune finanțarea, nu angajarea. Păi ce înseamnă să angajezi? Să ai ce plăti domnul ăla? Doamna secretară, eu am sesizare pe teritoriul Deci eu am sesizarea cetățeanului Pârjol Gelu Irin, el prin care a cerut asistent personal în luna septembrie. Până în prezent nu i-ați comunicat nimic, nu știe nimic. Doamna, deci eu, noi dispunem de rog, nu i-a contat, deci omul ăsta a cerut asistent personal. Care sunt? Deci, Jolini, el a fost aici. A înțeles problema care ți-o discutat la ședința din august. Deci, ajung la concluzia că trebuie puse și discutate și prezentate aspecte juridice în primăria asta, că nu se înțelege legea. Așa, nu știu ce au făcut noi, ci mâini de seria, făcut noi 18 ani, nu rămâna. În termen de 30 de zile se comunică oricărui petent rezolvarea petiției. Indiferent de situație. Deci procesul verbal de la ședința de 11 august stă mărturie că omul a plecat, înțeles și lămurit pe problematică. Cetățeanul Gelu Irin ne-a adresat o petiție. Am cerut asistent personal și nu mi s-a dat, nu mi s-a acordat acest drept. Cum procedăm? Reprezintă că domnul Pujol e în instanță, domnul Ion, ca să nu poți mai corect. Domnul Pujol e în el, a venit la noi și a cerut, da? Deci am mers la Bacău să vină conform legii. Sunteți obligați să angajați asistent sau nu? Dacă vine de la Bacău cu documentația... Ați zis că nu trebuie să vină cu documentele. Așa ați spus acum 10 minute, că nu aveți nicio treabă cu circuitul documentelor. Domnul Blănal, angajarea o face primăria la dispoziție, da, la dar punerea primarului, noi trebuie să dar să vină cu documentele de la asistență. Păi și această hotărâre 7, care este, hotărârea ta 7, care ea a fost adoptată abuziv, ce facem cu ea? Deci noi nu putem lua... Adică la ce la minori dăm și la ceilalți care cer nu dăm. Cum vine asta? Nu avem o documentație. Deci nu sunt avem cu atunci nimic. A venit cu cererea și atât. I s-a spus atunci, dacă ne-am duci aminte din primarie, i s-a spus să meargă la asistență socială la deci, Bacău. Eu repede. Nu mai venit niciun răspuns.
Deci eu repet, angajarea asistenților personal și acordarea drepturilor se face în baza legii 448 din 2006 și nu în baza ordonanței 2. Care spune că pot opta între asistenți? Deci nu se poate face angajarea în baza ordonanței 2 per 2017. Aia privește finanțarea. Corect. În baza legii 448 spune că persoanele cu handicap pot opta între și între. Da, corect. Și ce să finanțeze atunci? Bun. Ce să finanțeze? Cum adică? Se finanțeze. Ce se finanțeze? Guvernul a dat o ordonanță cu aplicare generală. El nu știe că dumneavoastră a făcut hotărârea cu sunt de locat pe numai stat. Păi, ce se finanțeze? Păi, se va nimeni de a se finanțeze. Ce? Acum am înțeles că ați avut dumneavoastră. Deci, în baza legilor de 2006, am înțeles că trebuie să opteze. Asta a fost și ea să a fost opteze. Dar eu nu am avut pe dumneavoastră, dacă le-am drept, pe toate le-am, eu vreau să le-am
deci... care sunt abogate, care sunt abogate, iată, și eu de acum, că nu sunt. Uite așa lucrează și Parlamentul României, de aia merge. Nu am pic, doamna secretar. 2-4 pe discuție. Haideți, poftiți. Vreau să întreb de domnul Miron. Hotărârea Guvernului este ce ai spus dumneavoastră. Articoluri, legi, tot ce vreți dumneavoastră. Ce trebuie să facă un om de ăsta ca să ajungă la primărie să-i dea bani? Așa cum la primărie, eu n-au sur. Și zic, băi, domnul Georgescu, ei la momentul ăsta nu cunosc, am înțeles că i-a fost informația acum. Ei nu cunoșteau că au dreptul la un asistent personal sau la o indemnizație. Ei nu știau momentul ăsta. Ba știau la comisie, domnule! Nu le lăsați-vă să știu. La comisie! La comisie informează. Ei nu vă rog frumos, dați-mi voie să îmi spun opinia. Păi atunci vreau să-mi spun treaba. Ați fost un raport de acuzare în eliminare, pentru că se mai iese să nu mai rețetă. Deci, domnul Georgescu, prin hotărârea Consiliului de Administrație, s-a acordat asistență la minori, iar la adulți li s-a dat indemnizații. Ei, când s-a schimbat, deci atunci când s-a făcut această hotărâre, cadrul legal era abrogat la ce... Am înțeles. Oamenii au luat, dați-mi conținut. Deci oamenii, așa am primit informația, s-au prezentat aici și toți au spus, nu vă mai putem angaja asistenți, că aveau asistenți o parte din ei. I-a dat în șomaj. Și i-a dat în șomaj, a spus, doamne, ne-au spus, nu putem să vă dăm decât indemnizația. V-ați interesat ce s-a întâmplat la celelalte primării de pe valea asta? Așa. Doamna, haideți să vă întreba domnul Georgescu. Deci ei așa au înțeles. În momentul de față, ei nu știu cum au parte. Ei poate doresc asistent, dar nu cunosc. Sau poate. Ia-ți în formă de acolo. Dar că se duc la comisie. Păi asta nu-i spune. Da, a fost la comisie. A fost și conform ordonanței și așa trebuie să-i se arată de domnul Pilar. Ei îți dau certificatul. Ei nu te treabă absolut nimic. Îți dau certificatul, dar mergi mai domnul Stanciu, domnul Stanciu, a venit luna asta cu certificat de gard pentru mama lui. Când s-a dus la Bacău, l-a întrebat pentru ce optați. El a spus că pentru asistent personal. După aia când s-a dus înapoi, i-a dat pentru indemnizație. Mai place să băgați lumea în ceață. Deci, comisia de la Bacău are cuvânt de spus. Deci, eu vă spun, există lege. O fi legea, s-o aplice acolo sus. Deci, și ei trebuie să ducă la Bacău, depun cerere. Dar bine s-a clarificat statul român? Păi nu are nicio relevanță atâta vreme cât a fost o dată finanțare. Cum? Cum?
Păi cum ăsta, prin vorbe, doamne, spunea. Doamne, spunea. Doamne, spunea. Doamne, spunea. Doamne, spunea. Va intra tot în ilegalitate. Toți oameni, băieți, lumea asta care e bolnavă, doamne, ferește, bată, nu așa. Intră în legalitate. Mai există bârci și panorama în Consiliul ăsta nostru? Sau va exista cu apărea din alte. Domnul Giorgio, deci noi nu am ce am înțelegeți. Așa că un pic. Dar ce s-a propus? Odată și în legea 2006, acum ne-au dat și finanțarea, ce îi trebuie? Domnule, de ce vă pronunțați înainte de voi? Da, nicio problemă, fii, nu ai putea să ce vă pronunțați. Da, corect, mai să discutăm în aceea. Ia, mai să discutăm. Înainte de care, domnule? O să informez, să știți. Deci eu vreau să întreb altceva. Vreau când ați avut comisia de avizare acum. A spus că v-ați întâlnit astăzi, înainte de ședința ordinară. Da. N-ați știut că oamenii au fost informați? Nu. Pe de unde să știu, dar păi uitați-mă, doamna Poenadă știe. Ați venit clipurile în poștă, măi. Păi au venit și când ați avut ședința. Eu puteam să îi informez asta, a venit clipul. Da, am o situație. Asta nu știu puțin. Vă spun o altceva. Dar ați văzut că a trebuit să intervin ca să introduc acest proiect pe ordinea de zi. Am făcut adresă expresă către domnul primar și n-am să pună acest proiect în discuție. Știți lucrul ăsta? Păi am văzut-o. Știți? Am făcut adresă oficială domnului primar să introducă în ordinea de zi acest proiect spre dezbatere. Nu a făcut. Nu că n-a făcut. Nu este legat. Domnule, trebuie să uitați cum am discutat. Acum trebuia să treceți în ordinea de zi. Am făcut adresă oficială. Am depus proiectul și raportul din data de 12 ianuarie. Conform articolul 44 din ordonanța de guvern, trebuia pus pe ordinea de zi, imediat la prima ședință. Așa spune legea. Odată cu apariția ordonanței, doi a fost un obiect proiectul dumnealui, tot încerc să-i spun de două ori. Deci, vreți să vă citesc acum? Dar la cui? Vreți să vă citesc? Voi citesc acum. Să mai știu. Vă citesc articolul dacă vreți, dacă nu credeți. Deci, în articolul 48 din ordonanța de guvern, 35 din 2002 spune proiectele de hotărâri și celelalte propuneri însoțite de avizul Comisiei de Specialitate și de raportul compartiment de resort din aparatul al Consiliului se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului Consiliului în prima ședință ordinară acestuia. A depus toată documentația, a făcut adresă oficială și nu vrea să fie. Păi raportul? Nu știți de ce raport aveați nevoie? Raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate, adică doamna Geta Gavriliu. Deci numai puțin. Deci nu comisia juridică, ci doamna Geta Gavriliu, care este compartimentul de resort. Să ești pe lege, de aia, de aia nu s-a votat pe ordinea de zi, pentru că n-ai fost pe lege. Am aici în lege. Deci până la urmă, care este? Întrebarea mea. Spuneți, de ce ați votat hotărârea 7 pe 28? Acum vreau să reagim înapoi. Deci, noi ce să înțelegem? Dar noi ce vreau să vă înțelegem? Nu mă primați! Așa că nu mă primați! Nu mă primați! Vorbim cu totul. Ne-am făcut încălată de râs foarte cum. Noi asta să înțelegem. Suntem de râs. Cei care am fost consilieri la vremea când s-a votat acest proiect, pentru că am greșit, am ajutat niște minori, da? Eu nu am spus legea. Deci am încălcat legea ajutând niște minori. Am făcut eu această afirmație. Să te ferească Dumnezeu. Să te ferească Dumnezeu. Să ai necazul ăsta acasă. Noi am spus-o și este pe cameră, noi am votat cu sufletul. Pentru că tu nu știi ce înseamnă să da, am votat pe lege. Să ai copii să-l întorci cu 100 de ore într-o zi. Deci nu numai că s-a făcut un bine, s-a votat pe lege. Am înțeles, s-a făcut un bine, dar lăsați-o să vorbească. Și fără organizare, deci, domnul Bărat, vă rog. Da, cine e organizare? Ai spus că se trivelească Dumnezeu fără să fie. Să trivelească Dumnezeu fără să fie. Să trivelească Dumnezeu fără să fie. Să trivelească Dumnezeu fără să fie. Da, în josire și în mijlocul. Deci nu e în josire. Eu am spus să trivelească Dumnezeu pe oricine de unde ca să fie. Absolut. Deci nu e în josire. Nu este în josire. Și nu este în josire. L-ați tratat. Cine are? Vorbesc eu acum. Da, înțelegeți? Asta. Deci când mă lasă, până apoi comentarii, când te lasă vorbești. Cum ați?
Lasă-mă să vorbesc, dacă am început să vorbesc. Regula Bunului Simț este cel care vorbește să-l asculte. Dacă am respectat-o toți. Deci, în situația în care sunt acei copii, începând de la ziua nașterii și până la 18 ani, acești copii trebuie să meargă an de an la comisie. Dacă nu merg la comisie, nu li se taie orice drept. Ca să meargă la, și să le dea toate drepturile, anual trebuie să meargă, așa cum s-a prezentat și în raport, în centre de recuperare. Ei, un copil de 2 luni, de 3 ani, de 10 ani, nu poate să, cu handicap, nu poate să meargă singur. El trebuie însoțit de cineva din familie. Copilul ăla are nevoie de ajutor. Îl dau orice secundă, din zi și noapte, 24 de ore, din 24 de ore are nevoie de ajutor. Și nu putem să trimitem părinții să stea o lună de zile în centru și să achite părinții din buzunar. Și așa e o sărăcie Lucie în țară și n-au cu ce. Și de-aia noi am votat cu sufletul atunci, pentru că era o limită de bani și am hotărât cu toți care eram atunci să ajutăm acești minori. Considerat că este mai urgentă situația respectivă. Mai citesc o dată articolul 1. Lasă-mă, colegi! Ia să nici nu dai informații! Numai puțin. Atunci de ce spuneți că eu am ceva cu minori? Am făcut această afirmație. Păi mi-ați spus acum că vă lăsați să spun și eu acum, că eu v-am lăsat. Acordați la toată lumea. Că așa prevede legea. La toți. La plafon, acordați la toată lumea. Deci acordați la toți. Eu n-am spus când de ce ați acordat minorilor. Dați la toți. A venit omul ăla. Eu n-am spus așa ceva. A venit omul ăla aici și a cerut asistent și a fost tratat cu indiferență. Nu era legea, ordonanța asta. Cum adică a fost tratat cu indiferență? I s-a explicat? Vă mai spun o altă chestie. Deci o să înaintez acest material instituțiilor specializate, juridice, și o să aflăm un răspuns. Dar ce bine? Uite, atunci o să respirăm toți ușurați. Uite, eu acum vreau să vă spun ceva. Busul, nu știu cine e busul ăsta care dispune vreme. Da. O ieșit la televizor, o da, o lăiește de a spune vreme, i-a spune câte o poate. Și domnule, hai să vă spun ceva. Un om la 85 de ani are un picior mai scurt. Dimititel, are un picior mai scurt. La 85 de ani, îl cheamă comisia să vadă dacă mai crescut piciorul ca să-i poată da peste. Ce înțelegi mai prin asta? Ce o să spun? Că trebuie să ducă toată lumea la comisia aia. Baza la comisia aia să ia banii care îi dă sau. Deci, concluzia mea este că nu avem ce vota. Care vreți să votați? Doamna președintă, spuneți-l asta. Spuneți-l la vot proiectul, că este punctul 9. Da. Spuneți-l. Cine votează, cine nu. Ce anume? Ce așteptăm? Proiectul de hotărâre privind ajutarea persoanelor cu dizabilități vizuale, Bârțănești, cu conegritățile ce suntem în comisia juridică și noi am muncit pentru așa ceva, acum ne păi data dacă ați ajuns și la concluzia, acum discuțiilor, că nu și mai are costul. Am luat ce facem, votăm cu ordonii, vă amintiți, nu votăm pe lege. Doamna președintă, se puneți la vot. Eu oricum am obligația să fac notă justificativă pe lege, că nu pot să avizez de legalitate așa ceva. Așa, haideți să vă spun și mă râd ceva. Poate iar mă acuzați că vă... Mă râd curciu. Deci, da, da, doamna secretară, nu aprobă. Nu își pune parafa pe... Nu avizez de legalitate. Avizează de legalitate. Și mai și motivează legea pe care nu... Nu aprobă. Nu pune așa. Merge la instituția prefectului, da? Da, domnule, da. La instituția prefectului, când ajunge la comisia juridică, fără aviz de legalitate. Fără aviz de legalitate. Și după cercetările prealabile la lor, poate să facă în felul următor. Atacăm un contencios administrativ. Corect. Și suntem chemați. Asta e situația. Nu știu dacă ați citit în eu voi susține acest demers. Eu îl susțin. Doamne, fiecare deci trebuie să indicați pe lui că îl susțin. Eu îl susțin. Indicați pe mine. Dar dacă se pierde, trebuie să-și plătească. O să fie ce problemă. Acolo e problemă. Răspunderea consilierilor locale și partea. Deci noi votăm. Puneți bani. Doamna secretară, dacă știi că nu este legal, nu da aviz. Dacă ai votat. Deci eu mă gândesc de votul de votul, dar am înțeles că am nevoie. Deci fiecare face ceea ce consideră legal. Corect. Consilierii spun la vot, aprobă sau nu, iar eu în caz că se aprobă,
din punct de vedere al legii, da. Suntem exemplar, nu acord avizul de legalitate, continuăm de faptul că modalitatea dezbaterilor din pe marginea acestui proiect nu au fost, aș putea spune, chiar legale. Pentru că v-ați pronunțat dinainte sau ați dat idee asupra acestui proiect. Nu ați susținut. Păi uitați, doamna secretară se pronunță, nu dau aviz de legalitate. Dar stați puțin. Nu am voie. Mă împiedică legea. Da, dar dumneavoastră informați prefectul. Vreau dați aviz de legalitate, acum am prezentat, vreau să-mi acum că da sau nu dați aviz de legalitate. Dar îți spun ura pe inimă că nu dau. Bun, am înțeles, dar... Dar eu n-am niciun secret cu oamenii, eu fac meseria și zic, mă, și doar. Se spune la văd proiectul nou, gata, nu mai eu. Deja am văzut deja... Cine este pentru? Păi trebuie să... Deci, domnul Miron este pentru, restul... Împotrivit. Abține. Abține. Abține, nu? Cine se abține? Tu. Împotrivă? Împotrivă. Cine împotrivă? Ah, ei, bun, dai. Dar vreau și eu să consemnez corect. Deci, domnul Miron a fost pentru. Abține, vă rog frumos. Dar hai că mergem invers. Cine a fost împotrivă? Ca să ne iasă diferența. Numai dumneavoastră și vicele? Da. Deci, abține. Punem acum imediat. Împotrivă. Doar la ușă. Ești. Da. Gabriel. Deci, oricum n-a trecut acest lucru. Da. Și vă spun motivul de ce n-a trecut. Eu am înțeles în felul următor. Niște oameni au, în urma hotărârii de cel Consiliu din 2013, au rămas fără acel asistent personal. Datorită situației financiare la momentul respectiv. Astăzi revenim cu ordonanța 2, care ne dați voi un pic, eu așa înțeleg. Astăzi revenim cu această ordonanță care ne permite care ne readuce adică la punctul inițial, dinaintea hotărârii. Adică toată lumea a dat o șansă pentru asistentă. Deci a fost ceea ce a inițiat domnul Miron, a fost să a încercat să remedieze o problemă prin acea hotărâre, prin care să dădea indemnizații dormitorilor. Dânsul vroia să dea la toată lumea acea indemnizație. Astăzi nu-și mai are rostul, pentru că acea indemnizație oricum va fi plătită integral de la bugetul de stat. Am înțeles, domnul Miron a vrut să abroge hotărârea Consiliului. Păi am înțeles, ca să obțină finanța aici și pentru ceilalți. Păi am înțeles, deci dânsul vrea să obțină finanțare și pentru personalul ceilalți, nu doar pentru 18 ani. O să văd cum o să angajați dumneavoastră, în ce bază o să-i angajați. Problema este... Da, problema este... Păi poate alegi, domnule, că va dar aici cum trebuie să vă dă. Nu se fac ușor. Susținută cu finanțare pe ordonanța 2. Angajarea asistenților personal se face la propunerea primarului și apropo Consiliul Local. Așa cum a spus în 2003. Și doamne, ești pe pasta. Poate statul de funcții nu există nominații pe... Mă asculți? Cum ați angajat în 2013? Îmi explicați? Am dat voie minorilor să beneficieze. Cum ați angajat? În ce procedură? Dacă n-ați înțeles după 3 zile, nu mai știu. E deja gata. Toată lumea a ajuns la capătul rădării.